Forse hanno il tuo anno di dove vedi che ti vedi Toamna am hoi 2010 în primul rând a trebuit să ne obișnuim în Brașov că hockey-ul începe în august. Deci este un sport de iarnă, dar meciurile încep în august. Am terminat, din păcate pot să spun puțin mai devreme cu Liga MOL, n-am atins obiectivul de a intra în primii patru, dar am fost pe acolo, pot să spun că am câștigat bătălia. În ultimele două meciuri la Brașov am avut patinoarul plin, și vă dați seama când după două înfrângeri consecutive 1200-1300 de oameni se ridică și aplaudă în continuu echipa, deja înseamnă că a meritat să facem tot trofeiul. Ce vreți de mai spune pentru echipa română și campionatul? Băieții au avut 3 zile libere și după aceea imediat ne-am apucat de pregătire. Pregătim echipa pentru Cupa României și pentru campionatul național. În momentul de față deja vedem că dacă avem și puțin noroc, chiar avem șansa să câștigăm ori Cupa României, ori titlul național. Un meci de hockey se decide într-un minut, două, dacă ai grijă să nu greșești sau ai grijă să te folosești de greșeala adversarului, poți să și câștigi.